Un drum început în urmă cu aproape un sfert de secol. Un drum bătătorit prin săli de concerte de aici și de aiurea. Un drum mai frumos decât oricând de mai bine de un an și jumătate. Teo Milea spune o poveste muzicală doar a lui. O istorie începută în urmă cu aproape un sfert de secol, bătătorită prin săli de concerte și construită într-un fel mai altfel de mai bine de un an și jumătate. De 19 luni, de când Teo Milea a scos la lume un proiect botezat Pe clape albe și negre, proiect ce crește în ochii lumii precum fantastice personaje de poveste. S-au întâmplat multe, clapele au reușit să sune toate, și cele albe și cele negre, și spre surprinderea mea și a tuturor, de altfel cred că și a ta, am reușit să ajung prin locuri cu aceste clape albe și negre în care nici eu nu mă gândeam și nici mulți din cei care au fost alături de mine încă de la început. Aveam o bază, n-am pornit chiar de la zero, dar să-mi creez o carieră pe cont propriu, pot spune că am pornit de la zero. E greu să spun cât de greu e, pentru că mie mi se pare că lucrurile mi s-au legat, au început să curgă. Cred că am întâlnit prin muzica pe care am făcut-o oamenii care au îndrăgit din prima materialul și astfel anumite uși poate mi s-au deschis ceva mai lejer decât altora cu un material similar sau cu un alt gen muzical. A fost, cred că pentru multă lume, materialul meu a fost un fel de dragoste la prima vedere. Față în față cu un public mereu cald și primitor, cu scene deschise lui și muzicii sale, Teo Milea se consideră un norocos. Cred că sunt o rețetă de succes și pot spune cu mâna pe suflet că din muzică se poate trăi. Contează cum faci muzica, pentru cine o faci și cum o vinzi. Contează enorm de mult cum te vinzi. În perioada de un an și jumătate, de când sunt cu clapele albe și negre, am avut plăcuta surpriză să-l am la unul din recitalurile mele pe maestru Georgescu. După câteva zile m-a invitat la dumnealui și am petrecut câteva clipe de vorbă și de povești. Lucru în momentul în care dumnealui mi-a spus prima intrare pe scenă, primul pas pe scenă, atitudinea pe care o ai, o să-ți vândă jumătate din recital. În al doilea rând sunt mai mulți factori, cum ar fi cei de ținută, vestimentație, cum te prezinți, cât de mult stai de povești cu publicul tău, cât de mult timp petreci alături de ei, chiar și în mediile online, cât de mult timp le acorzi. Ei îți acordă timpul. E foarte interesant că de fiecare dată când eu ajung să urc pe scenă, deja am o datorie, deja sunt dator, publicul și-a făcut datoria vis-a-vis de mine, și-au plătit biletul, și-au plătit discul, și-au plătit contribuția pentru momentul care l-am de făcut. Realmente am ajuns să cânt în locuri în care nu m-am gândit vreodată că voi ajunge. Dar nu am ajuns să cânt pe tot globul cu primul material. Niciodată materialul numărul 1 pe clape albe și negre nu va fi pus la dosar. Voi păstra piese din el, sunt în continuare oameni care ascultă și reascultă și reascultă și vor reasculta Sarabanda sau Irreversibil și vor zâmbi de fiecare dată când o vor asculta, dar materialul 2 e nevoie la un anumit timp și eu mi-am propus încă de la bun început să fie 2 ani diferență între materiale. Pentru că mă cheamă locurile în care am fost, mă vor chema și locuri în care încă nu am fost și poate pentru un artist
e mult mai bine ca în momentul în care ești chemat dintr-un loc nou și ai deja un background de 3, 4, 5 ani în spate, să vii și să spui, eu am de fapt 2 discuri, poate chiar 3 sau cine știe 4. Deja ai o garanție în plus. Publicul pe care l-am tot mai mare de la recital la recital, deja așteaptă să vin cu ceva nou. Și vin. Iar de norocul vine din talent, bucuria se naște venită de la public, de la cei oameni frumoși cu mintea și sufletul deschise. Sigur am câștigat un soi nou de public. Nu știam la ce să mă aștept în 26 iulie 2012. A fost un start într-un teren realmente virgin, necunoscut nici de mine, nici de publicul meu. Am reușit să-mi dau seama că după câteva luni apăreau în public copii, apăreau oameni maturi, adulți, apăreau oameni de vârsta a treia și efectiv puteam să-i mulțumesc pe toți, fără să fie nimeni lezat de o notă în plus sau în minus în timpul recitalului. Prin muzica mea se poate ajunge mult mai repede la o muzică clasică, pentru că încă de la început am încerc și voi încerca în continuare să îmbin două lumi. O muzică ce ți este foarte, foarte la îndemână în zilele noastre și o muzică clasică unde se simte realmente baza mea ca pianist după 24 de ani de școală în domeniu. Lumea găsește părți de clasic, găsește părți de modern și am avut plăcuta surprindere să fiu întrebat cum interpretam un Mozart, cum interpretam un Chopin, un Rachmaninov, un Beethoven și am răspuns cu mare plăcere. Chiar la un moment dat cineva mi-a spus într-un recital de-al meu, la finalul recitalului, de altfel, și aș vrea să văd un recital cu tine interpretând lucrările marilor clasici. Mi-a spus, trebuie să mai aștept un pic, încă mai am câteva discuri de scos, dar promit că la un moment dat în viața mea o să fac un recital, să-mi reiau toate piesele cu care am câștigat premiile din perioada liceului și pe parcursul facultății. Atâta timp cât la primul recital am spus că lumea care vine în sala de concert unde eu voi susțin un recital nu are nevoie de o pregătire muzicală pentru că ceea ce scriu se raportează la un public de 7 miliarde de oameni neavând nevoie să faci o facultate de muzică sau să ai o cultură vastă de muzică, păstrez același clișeu și pentru discul 2. Dacă ai ascultat primul material de pe primul disc, cred că îți va fi cu o fracțiune de secundă mai ușor să-l înțelegi pe cel de-al doilea, care vine ușor, ușor mai elaborat, dar păstrează climatul de prietenie. Pianist și compozitor, Teomilia dezvăluie taine și istorii despre lumea, bucuriile și temerile sale. Trebuie să fiu sincer că sunt din nou pianist, lucru ce nu mi-a fost ușor, pentru că la interviul celălalt legat de clapele albe și negre, nu ți-am spus cât de greu mi-a fost să revin din nou pe toate clapele. Veneam dintr-o perioadă în care muzica o făcusem la un nivel mai light, să spun, și se simțeau câțiva ani de lipsă de muncă, realmente. În momentul de față, mâna a început să dea semnele normale, adică ceea ce emite creierul răspunde și mâna. Sunt pianist în momentul în care compun, sunt compozitor în momentul în care cânt, cred că sunt undeva la mijloc. Și pentru că oricărei povești care se respectă ișa de bine cu o continuare, Teomilia pune la cale un nou material discografic, o istorie muzicală ce așteaptă să se lase auzită. Străzi în creion. În urmă cu vreo 2 luni încă mai aveam de asfaltat câteva din ele. În momentul de față, e posibil să fie o bordură undeva mai lovită, dar face parte din peisajul străzilor. Cred că vor fi niște străzi faine pe care o să-ți facă plăcere să te plimbi.
Discul 2 va însemna o nouă provocare pentru mine și cred că lucrurile sunt deja mult mai elaborate, mult mai gândite, să folosesc termenul ăsta, mult mai cizelate, mai cernute. Un drum început în urmă cu aproape un sfert de secol. Un drum bătătorit prin săli de concerte de aici și de prin lume. Un drum mai frumos decât oricând de mai bine de un an și jumătate. Teomilia spune o poveste. O poveste muzicală doar a lui. O istorie cu bucurii, inspirație și sincerități. E bine.